Buona, 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 legat de prietenii noștri de la Giurgiu, pe care îi felicităm, vreau să vă spun că primarul municipiului Giurgiu, domnul Nicolae Barbu, este de fapt tulcean de-al nostru din județul Tulcea și iată că aceste legături trec cumva și peste ceea ce înseamnă limitele geografice. De la Giurgiu, Românașul, aplaudați! Și tot director al centrului pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Giurgiu este doamna Carmen Pețanca, care e tulceancă de la noi, iar directorul centrului municipal pentru cultură este domnul Virgil, soțul dumnealui Pețanca. Iată, tulcenii au plecat ca să sprijine cultura tradițională a altor județe. Aplauzele dumneavoastră îi încurajează pe mai departe. Vecinii noștri de peste Dunăre, Doina Cogurlui de la Galați. Și de la Vărsare, de la Sulina, grupul Artemis, grupul minorității grecești Artemis din Sulina. Unul dintre cele mai bune ansambluri de dansuri și de muzică elenă, care are o tradiție de cel puțin 10 ani. Doamna se străduie să-l ducă mai departe. Sulina este un centru extraordinar de promovare a tot ceea ce înseamnă minoritățile, iar minoritatea elenă este prota. Da? Felicitări! Bravo! Mulțumim frumos! Mulțumim organizatorilor și celor care ne-au invitat. Vă mulțumim pentru munca noastră, care știm că este enorm de multă. Da? Felicitări! Vă mulțumim! Tot de pe malul Dunării, ansamblul din Corabia, Danubius! Bulgaria, ansamblul Trachia din orașul Dimitrovgrad. Ucraina, ansamblul profesionist din Melnitski, Ucraina. Republica Moldova, grupurile Cireșare și Comoara. Ansamblurile Golovița și Dobrogeanca. Ansamblul Dorulețul. Ansamblul Baladele Deldei.
reprezentanții ansamblurilor participante la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional al Dunării. Și venim cu o precizare, o completare: de anul viitor va fi ansamblul va fi festivalul internațional al Dunării și al formațiilor românești din diasporă. Vom aduce formații din afara granițelor țării, cele care păstrează, dansează folclorul românesc în afara acestor granițe, da? În afara României. Aș avea de transmis în mod